Sunt pe minte în viață. Multe momente când ai zicis conștient sau inconștient, viața sau moartea. Ai zicis dacă visurile tale vor muri cu tine sau tu ai străiești potențialul tău maxim. Sunt momente care te vor defini. Sunt momente care te vor face să crești sau să mori încă puțin interiorul tău. Păreri de rău, foarte puțini oameni se mențin în acele momente. Majoritatea oamenilor se dau bătuți. Tu ai făcut asta odată. Ia o decizie acum ca să nu te mai lași niciodată. Tu o poți face. Cum arată acele momente? Atunci când ai lucrat spre visul tău de ani de zile, când ești fără un ban în buzunar, toți cei apropiați îți zic să lași. Să mergi la muncă și să lași încercările. Dar tu răscolești mai adânc. Uite unde ai greșit, învață mai mult, depui mai mult efort, găsești o altă metodă, fă un sacrificiu, fă orice n-or fi de făcut ca să-ți faci visul realitate. Este atunci când ești în sala de sport și te dor mușchii și mai ai o serie de făcut. Dar tu răscolești mai adânc și descoperi că mai faci 3, 4, 5. Așa cresc mușchii. Atunci când împingi de partea cealaltă a rezistenței, așa se crește o viață. Este atunci când ești pe saltea și ești obosit mort. Tu ai dat totul de acum, dar cineva îți cheamă. Echipa depinde de tine. Tu ai obosit mort. Dar tu răscolești mai adânc și găsești încă puțină viață. Tu răscolești mai adânc și găsești ceva care nu-i pământesc. Este undeva mai presus ca tine. Și tu mai faci încă o încercare. Mai faci încă un pas pentru echipa ta. Atunci când pășești pe teren știind că te-ai depășit pe tine, asta e câștigul. Tu poți să câștigi sau să pierzi în acel joc. Dar niciodată nu poți să câștigi în suflet până și nu știi că ai dat totul din tine. Așa și în viață. Doar tu știi într-adevăr dacă ai dat totul. Nu doar efort mare până când au apărut dificultățile. Nu doar muncă pentru un an până și s-au început problemele. Am vedere să-ți dai inima și sufletul într-adevăr. Am vedere când ești mort de obosit și ai toată lumea în spatele tău, dar tu răscolești mai adânc și găsești viață. Răscolești mai adânc în sufletul tău și descoperi că ai mai mult. Tu ai mai mult în sine. Încă o încercare, încă un cerc, încă un an, încă un sunet, încă un curs, încă o carte. În interiorul tău ai viață pe care încă nu ai descoperit. Răscolește mai adânc. Majoritatea oamenilor s-au obișnuit să ia calea mai ușoară în viață. Când nu mergi de afacere, găsești o ieșire mai ușoară. Mergi la serviciu. Este greu să trezești mai devreme, ai opțiune ușoară. Dormi mai mult. Nu reușești, nu-i pentru tine, ia opțiune ușoară. Leapădă. Nu! În acele momente descoperi cine ești tu cu adevărat. Tu alegi chiar atunci calea spre caracter sau calea spre mizerie. Calea spre creștere sau calea spre suferință. Calea spre moarte sau calea spre viață. Deci e că tu ai să mori interiorul tău dacă nu răscolești mai adânc să găsești viața pe care ți-o dorești cu adevărat. Zici că ai încercat deja totul, răscolește mai adânc. Simți că nu mai ai de unde, răscolește mai adânc. Dacă ai rezultate mediocre, răscolește mai adânc. Poate ai reușit mai mult decât toți în familia ta, răscolește mai adânc. Viața este creștere, stagnarea este moartea. Dacă decizi să răscolești mai adânc interiorul tău, acolo este viață. Nu știu cum tu, dar eu niciodată nu am să accept prețul stagnării. Dacă mă opresc, prețul pentru mine este insuportabil. Dacă dai comandă de ușor, atunci sper că ești satisfăcut cu desertul. Gustul mizer al regretului. Eu comand creșterea de fiecare dată. Opțiunea care activează caracterul, îți sugerez să o faci și tu. Răscolește mai întâi.